Dragi ascultători RCS FM și dragi prieteni care ne urmăriți pe canalele RCS Media și pe platforma Angelus TV, suntem la începutul Sfintei Liturghii de aici, de la Institutul Teologic Franciscan din Roman, pe care vă invităm să o trăiți alături de noi în comuniune de rugăciune. Sfânta Liturghie, în cadrul căreia vor fi hirotoniți diaconi 6 frați franciscani prin impunerea mâinilor și rugăciunea de consacrare a preasfințitului Iosif Păuleț, episcop de Iași. Deja procesiunea se îndreaptă spre altar. Vă invităm așadar la comuniune de rugăciune împreună cu noi și cu toți cei prezenți la Institutul Franciscan din Roman. Oh,
Să fie cu voi și cu Duhul tău. Preasfințite Părinte Iosif Pauleț, episcopul diocezei noastre de Iași, cucernice Părinte Damian Gheorghe Patraș, cu ministru provincial al provinciei noastre franciscane din România, dragi confrați preoți, dragi persoane consacrate, stimate domnule deputat Laurențiu Dan Leureanu, dragi părinți și rude ai candidaților la diaconat din Buruienești, Coman, Hălăucești, Prăjești, Pustiana și Săboani, care ați venit să însoțiți pe acești 6 tineri plini de entuziasm și de Duhul Sfânt, în numele liceului, al institutului și al conventului care au ca patron pe Sfântul Francis de Asizi, tuturor vă spunem bine ați venit la sărbătoarea hramului nostru și la sfințirea diaconală. Deoarece pentru noi este o triplă sărbătoare, hramul, sfințirea într-un diaconat și deschiderea anului, noului an academic 2021-2022, după câteva zile de pregătire fizică, intelectuală și spirituală, dorim ca astăzi, 4 octombrie, în sărbătoarea Părintelui nostru, Sfântul Părinte Francisc, să îi aducem mulțumire lui Dumnezeu prin această jertfă a Sfintei Liturghii, aducând ca ofrandă și rodul muncii de ani de zile acestor tineri, care doresc să fie slujitori în biserică după exemplul celor din Faptele Apostolilor. Papa Francisc, în motu propriu, Antiquum Ministerium din acest an, cere cateheților, dar și clericilor să devină adevărați slujitori ai societății de astăzi în biserică. Așadar, preasfințite Iosif, vă cerem să sfințiți pe acești tineri și să prezidați această Sfântă Liturghie a Hramului în sărbătoarea Sfântului Părinte Francisc, care este patronul acestei instituții. Fraților,
Să ne recunoaștem la început păcatele noastre și cu umilință, bătându-ne pieptul în semn de căință pentru tot ce am greșit în viața noastră și cerând cu încredere mijlocirea Fecioarei Maria, care este regina tuturor sfinților și special astăzi Sfântului Francisc de Asizi, ne recunoaștem așadar păcatele ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
să ne rugăm. Dumnezeule, care i-ai dat Sfântului Francisc să devină asemenea chipului lui Hristos prin sărăcie și umilință, dă-ne, te rugăm, ca umblând pe cărările lui, să-l putem urma pe Fiul tău și să ne unim cu tine într-o iubire plină de bucurie. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea Înțelepciunii lui Ben Sirach. Iată-l pe cel ce în viața sa a întărit lăcașul cel sfânt și în zilele sale a sprijinit templul. În zilele lui s-a săpat casa apelor, un bazin întins ca marea. El a păzit pe poporul său de cădere, a întărit cetatea împotriva năvălirilor dușmane. Cât de măreț era el în mijlocul mulțimii, când ieșea din templul Domnului. Era ca luceafărul de dimineață în mijlocul norilor, ca luna plină în zilele ei, ca soarele strălucind peste lăcașul celui prea înalt. Cuvântul Domnului. Doamne,
Lectura a doua. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Galateni. Fraților, în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Nu contează că cineva este sau nu este tăiat împrejur, dar ceea ce contează este făptura nouă. Pacea și durarea să coboare peste toți cei care urmează această îndrumare ca și asupra adevăratului Israel al lui Dumnezeu. De acum înainte, nimeni să nu mă supere, căci eu port în trupul meu semnele suferințelor lui Isus. Harul Domnului nostru, Isus Hristos, să fie cu Duhul vostru, fraților. Amin. Cuvântul Domnului. Prin rănile ce le-ai purtat, în modul cel mai minunat, pe trupul nesupus rebel, l-ai biruit ca pe un mișel. Francisc, tu iane în paza ta, în vitregii nu ne uita. În rai condune glorioși, să-ți cântăm victorioși. Părinte plin de bunătate, noi fiii tăi în ceas de moarte, îți cerem ca în cer răsplată să dobândești la lumea toată. Pe toți ce te-am urmat pe cale, prin aplângerilor vale, în cântece și bucurii, fă-n veci să fim cu îngerii. Amin. Francisc, cel sărac și umil, bogat a intrat în cer, înconjurat de cânturi cerești. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Maria, ține, Doamne! În timpul acela, Iisus a luat cuvântul și a spus: Te preamăresc pe tine, Părinte, Stăpânul cerului și al pământului, pentru că ai lăsat ascunse acestea celor înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit celor mici. Da, Părinte, căci așa ai voit tu în bunătatea ta. Toate mi-au fost date de către Tatăl meu, și nimeni nu-L cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și acela căruia Fiul vrea să-i descopere. Veniți la mine, tot ce iosteniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, că sunt blând și smerit cu inima, și veți afla odihnă pentru sufletele voastre.
Într-adevăr, jugul meu este plăcut și povara mea este ușoară. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Să se apropie cei care urmează să fie hirotoniți diaconi. Fratele Emanuel Petrache Antica, din parohia Preasfânta Treime, Prăjești. Fratele Andrei Iulian Ciobanu, din parohia Nașterea Sfintei Fecioare Maria, Hălăucești. Fratele Alexandru Ionel Diac, din parohia Sfântul Iosif Muncitorul, Buruienești. Fratele Narcis Leonard la Slău, din parohia Sfântul Ștefan, Pustiana. Fratele Alexandru Cosmin Sascău, din parohia Sfânta Fecioară Maria Regină, Coman. Fratele Petru Vârgă, din parohia Sfântul Iosif Muncitorul, Săboan. Preasfințite Sfânta Maică Biserică, vă roagă să-i hirotoniți pe acești frați ai noștri pentru misiunea de diacon. Știi că sunt vrednici? Din informațiile primite de la poporul lui Dumnezeu și după aprecierea celor care s-au ocupat de formarea lor, dau mărturie că au fost aflați vrednici. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, îi alegem pe acești frați ai noștri pentru treapta diaconatului. Mulțumim lui Dumnezeu! Cucernice Părinte Provincial, Cucernice Părinte Rector, Cucernice Părinte Decan, Sfințiile voastre, Părinți Concelebranți, dragi candidați la treapta diaconatului, dragi persoane consacrate, stimate domnule deputat și stimate domnule primar și stimate autorități, dragi seminariști, iubiți credincioși, care sunteți adunați aici la sărbătoare, dar și toți cei care ne urmăriți în transmisie directă prin RCIS Media. Celebrăm astăzi, așa cum știți, marea sărbătoare care pentru frații franciscani este solemnitate, pe Sfântul Francisc de Assisi, părintele spiritual al fraților franciscani. Figura Sfântului Francisc și misiunea pe care el a împlinit-o în biserică și în societatea timpului său ne sunt sugerate de cele trei lecturi care au fost proclamate puțin mai înainte la această sfântă liturghie. Pentru că lecturile nu sunt luate la întâmplare, când avem o celebrare sfântă, ele sunt bine alese, gândite și potrivite pentru sărbătoarea respectivă, pentru momentul respectiv liturgic. Astfel, prima lectură de astăzi, luată din Cartea Înțelepciunii lui Ben Sirach, ne vorbește prin intermediul unor metafore despre ceea ce de fapt a făcut Sfântul Francisc. Citez: iată-l pe cel care în timpul vieții sale a reparat casa și în zilele lui a întărit templul. Într-adevăr,
după invitația pe care Dumnezeu însuși i-a făcut-o în timp ce se ruga în fața crucifixului din bisericuța San Damiano, și anume: Francisc, mergi și repară biserica mea care se prăbușește. Sfântul Francisc a reușit să înnoiască efectiv biserica și să o ajute să se reîntoarcă la principiile evanghelice. Și cum a făcut el acest lucru? Simplu de tot, pornind de la el însuși, foarte important, pornind de la el însuși, că mereu spuneam să facă ăla, să facă, să fie vremuri mai bune, pornim de la noi dacă vrem vremuri mai bune, dacă vrem o schimbare în societate, pornim de la noi înșine. Asta a făcut Sfântul Francisc. Odată cineva se ruga în felul următor lui Dumnezeu: Doamne, lumea este rea, cum spunem și noi astăzi. Vai ce rea a ajuns lumea de astăzi. Și continuă: Tu fă-o mai bună, dar începând cu mine. Foarte important. Ce a făcut Sfântul Francisc de Asizi? El nu s-a remarcat atât prin discursuri mărețe, nu a impresionat prin arta cuvântului, dar s-a străduit și a reușit să-L urmeze îndeaproape pe Hristos, să pună în practică Sfânta Evanghelie. Așa încât Papa Benedict al XV-lea spunea despre el că este imaginea lui Hristos cea mai desăvârșită, cea mai perfectă din toate timpurile. Dacă prima lectură ne ajută să înțelegem ce a făcut Sfântul Francisc, trecem la Evanghelie, unde vedem și, de fapt, această Evanghelie ne comunică metoda pe care a folosit-o și a urmat-o Sfântul Francisc ca să poată reînnoi biserica. Metoda. Și care este? O știți prea bine, frații franciscani. Umilința și simplitatea. Umilința și simplitatea. Metoda. Acea simplitate a celor mici de care vorbește Iisus în Evanghelia pe care am ascultat-o. Te preamăresc, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit cui? Celor mici, celor mici. Umilința și simplitatea. În sfârșit, lecturile de astăzi ne arată nu doar ceea ce a făcut Sfântul Francisc și metoda pe care a folosit-o el, dar ne sugerează și prețul pe care acest mare sfânt l-a plătit. Și despre acest preț ne vorbește a doua lectură de astăzi, luată din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni. Și prețul nu a fost altul decât crucea și stigmatele. Crucea și stigmatele. Prin intermediul cărora Sfântul Francisc s-a unit foarte mult cu Iisus Hristos. În ce mă privește, departe de mine gândul de a mă lăuda cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, iar eu pentru lume. De acum încolo, nimeni să nu-mi aducă supărări, căci eu port în trupul meu stigmatele lui Iisus. Aceste cuvinte scrise de Sfântul Paul, pe care le-am auzit în lectura a doua, rezumă și experiența de credință, unirea cu Hristos și prețul plătit de Sfântul Francisc de Asizi.
în așa numită Vita Secunda, viața a doua, scrisă de Toma de Celano, se povestește că într-o noapte Sfântul Francisc i-a trezit pe însoțitorii săi care dormeau, i-a chemat la sine și le-a spus așa: l-am invocat pe Domnul și i-am cerut să-mi arate când sunt slujitorul său și când nu sunt slujitorul său, deoarece nu doresc decât să fiu slujitorul său. Și Domnul, în imensa sa bunăvoință, mi-a răspuns: să te recunoști cu adevărat slujitorul meu atunci când gândești cu sfințenie, când vorbești cu sfințenie și când acționezi cu sfințenie. Gândul, vorba, acțiunea, cu sfințenie. De aceea v-am chemat, continuă Sfântul Francisc, de aceea v-am chemat, frații mei, v-am trezit din somn acum, pentru că vreau să roșesc înaintea voastră dacă vreodată s-a întâmplat să-mi lipsească aceste trei lucruri. Dragi candidați la treapta diaconatului, în aceste trei cuvinte, că de fapt sunt trei, gândirea, vorbirea, acțiunea, pe care Dumnezeu le-a transmis Sfântului Francisc, care era și a rămas de fapt toată viața, așa cum știți, diacon, cred că se poate rezuma misterul pe care îl primiți astăzi. A gândi cu sfințenie, a vorbi cu sfințenie și a acționa cu sfințenie, ca un slujitor. Să rețineți aceste trei lucruri și le explic un pic. Mai întâi, a gândi cu sfințenie ca un slujitor, ca un diacon, că ăsta e diacon, cel care slujește. Ați făcut pregătire înainte de acest moment important și sunt convins că știți ce înseamnă a fi diacon, a sluji. Una dintre ispitele celui rău, ispitele diavolului, în care cădem deseori noi slujitorii altarului, nu mă exclud, și episcopul, și preoții, și diaconii, una din ispitele în care cădem deseori este aceea de a gândi că suntem importanți, investiți cu puteri speciale, că ni se datorează respect, că ni se datorează reverență și ascultare din partea celorlalți. Asta e ispita. Nimeni nu este scutit de ea dintre cei care fac parte din slujitorii altarului. A fi investiți cu puterea diaconatului și apoi a preoției, și poate unul din voi sau mai mulți, 2-3, ajunge episcop, ne face uneori să ne simțim puțin peste ceilalți. Și în acest mod de a gândi, care nu este deloc sfânt, așa cum i-a cerut Dumnezeu Sfântului Francisc, derivă un comportament bazat pe putere, nu pe slujire. Ori comportamentul nostru trebuie să fie bazat pe slujire, pe diaconie. Și această atitudine, din păcate, de cele mai multe ori se transformă în orgoliu, în mândrie, în prepotență. Dragi candidați la diaconat, pentru a nu cădea în această tentație, valabil și pentru mine și pentru toți preoții, să știe și credincioșii și toți cei care ne ascultă, trebuie să, pentru a nu cădea, spuneam, în această ispită, este să ne gândim mereu la noi înșine. Dar cum să ne gândim? Ca la niște slujitori. În rugăciunile noastre să cerem mereu Domnului conștiința continuă de a fi diaconi, slujitori. Să cerem să fim diaconi sfinți. Și eu, ca episcop, trebuie să fiu diacon. Și preoții trebuie să fie diaconi, adică slujitori. Slujitori sfinți. Iar la examenul de conștiință din fiecare seară, e foarte sănătos să ne întrebăm dacă peste zi
ne-am gândit la noi ca la niște diaconi, ca la niște slujitori. Al doilea cuvânt transmis de Dumnezeu Sfântului Francisc a fost a vorbi. Deci a gândi, acum a vorbi cu sfințenie ca un slujitor. Cum vorbește un slujitor? În primul rând, nu se predică pe sine. Nu trebuie să se predice pe sine, ci pe cel cu majusculă, pe cel căruia îi este slujitor. Adică să-l predice pe Hristos și Evanghelia sa. Atenție mare! Pe Hristos să-l predicăm, nu pe noi. De aceea cuvântul lui Dumnezeu din Biblie trebuie să fie hrana noastră de fiecare zi. Citiți cuvântul lui Dumnezeu cu răbdare, meditați-l cu credință, predicați-l cum? Cu pasiune, cu pasiune, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, nu al nostru. Și în sfârșit, al treilea cuvânt pe care vreau să-l rețineți, a acționa. A acționa tot cu sfințenie ca un slujitor. Nu este suficient doar să vorbim, ci este necesar mai ales să trăim mesajul pe care îl predicăm, pe care îl transmitem altora în predicile noastre. Riscăm de multe ori să fim aș ai cuvântului, să facem predici impecabile, să explicăm cuvântul lui Dumnezeu cu o finețe extraordinară, dar fără să trăim ceea ce spunem. Și asta e jalnic, asta e jalnic. Nu așa i-a cerut Dumnezeu Sfântului Francisc și nu așa a făcut el. A trăit mai întâi el tot ceea ce transmitea celorlalți. Trebuie să vorbim mai ales prin viața noastră, valabil și pentru dumneavoastră, iubiți credincioși. Dacă țineți la demnitatea de creștin, trebuie să trăim credința noastră, adică să o arătăm în faptele vieții noastre. Cunoașteți foarte bine, dragi diaconi, ucenici, părinți, ceea ce spunea Sfântul Francisc. Sunt renumite aceste cuvinte ale sale pe care le spunea fraților: predicați Evanghelia, și atunci când chiar trebuie, folosiți și cuvintele. Predicați prin fapte, prin viața voastră Evanghelia, și când e necesar, folosiți și cuvintele. Viața, faptele, să dovedească credința și iubirea noastră față de Hristos și Evanghelia sa. Evanghelia se predică în primul rând prin viața noastră. Nu uitați aceasta niciodată. Deci rețineți cele trei cuvinte: mintea, intelectul, vorbirea și faptele. Toate făcute cu slujire, din iubire față de Dumnezeu, cu sfințenie. Dragi tineri candidați la diaconat, aceste câteva umile gânduri să vă însoțească mereu, dar mereu, pe drumul vieții voastre de slujire și să vă inspire mereu alegerile voastre, pentru că în viață, în fiecare zi, am putea spune, fiecare moment, suntem chemați să alegem între bine și rău, între virtute și viciu și așa mai departe. Să vă influențeze alegerile voastre, să fiți cu adevărat sarea pământului și lumina lumii, cum ne cere Iisus. Și să aveți grijă să nu pierdeți niciodată gustul credinței și pasiunea mărturiei. Să nu pierdeți bucuria de a-i sluji Domnului. Bucuria, să slujim Domnului cu bucurie. În încheiere, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au avut grijă de voi până ați ajuns la acest moment frumos, important, de referință din viața voastră, și anume părinților, familiei, părinților parohi, părinților formatori și profesori, tuturor acestora. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți, să vegheze asupra voastră
preasfânta Fecioară Maria, care este regina Sfântului Francis de Asizi și a tuturor sfinților, să vegheze Maica Domnului asupra voastră. Suntem și în luna octombrie, lună închinată Sfântului Rozariu, e și luna misiunilor. Mama cerească să vegheze asupra voastră, la fel sfinții voștri patroni și în mod special Sfântul Francisc de Asizi, pe care astăzi îl sărbătorim. Amin. Fraților prea iubiți, înainte de a intra în treapta diaconatului, mă refer la voi, candidații la diaconat, trebuie să mărturisiți înaintea poporului lui Dumnezeu că vreți să vă luați această misiune. Voiți ca prin impunerea mâinilor mele și prin darul Duhului Sfânt să fiți consacrați pentru slujirea bisericii? Vreți să împliniți cu dragoste și umilință datoririle diaconilor pentru ca să veniți în ajutorul treptei preoțești și să promovați binele poporului creștin? Vreți să păstrați misterul credinței în inimi curate, după cum spune apostolul, și să predicați această credință prin cuvânt și faptă, după învățătura Sfintei Evangheliei și tradiția Bisericii? Voi, care sunteți pregătiți să îmbrățișați celibatul, vreți să păstrați pentru toată viața în fața lui Dumnezeu și a Bisericii celibatul sacru pentru împărăția cerurilor și pentru slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor, însemn că inima voastră este dăruită lui Hristos? Vreți să păstrați și să alimentați spiritul de rugăciune în conformitate cu noua stare de viață de slujitori sacri și să aduceți la îndeplinire în fiecare zi recitarea fidelă a liturgiei orelor pentru biserică și pentru lumea întreagă? Vreți să o rânduiți fără încetare în biserică, biserica în viața voastră, după exemplul lui Hristos, al cărui trup și sânge îl veți purta la altar? Vreau, cu ajutorul lui Dumnezeu. Îi promiți episcopului diecezan și superiorului tău legitim ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Îi promiți episcopului diecezan și superiorului tău legitim ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să aducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Îi promiți episcopului diecezan și superiorului tău legitim ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să aducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Îi promiți episcopului diecezan și superiorului tău legitim ascultare și respect? Promit.
Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Îi promiți episcopului diecezan și superiorului tău legitim ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Îi promiți episcopului diecezan și superiorului tău legitim ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Fraților prea iubiți, să-L rugăm acum pe Domnul Dumnezeu cel atotputernic să reverse cu bunătate binecuvântarea sa asupra acestor slujitori ai săi, pe care binevoiește să-i primească la treapta sfântă a diaconatului. Să încenunchem. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Tată din cer, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi! Fiule răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi! Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi! Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi! Sfinților Arhangheli Mihail, Gabriel și Rafael, rugați-vă pentru noi! Sfinților Îngeri ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi! Sfinte Iosife, roagă-te pentru noi! Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te pentru noi! Sfinților Ioachim și Ana, roagă-te pentru noi! Sfinților Petru și Paul, rugați-vă pentru noi! Sfinte Andrei, roagă-te pentru noi! Sfinte Ioan, roagă-te pentru noi! Sfântă Maria Magdalena, roagă-te pentru noi! Sfinte Ștefan, roagă-te pentru noi! Sfinte Laurențiu, roagă-te pentru noi! Sfinte Ignațiu de Antiohia, roagă-te pentru noi! Sfântă Agneza, roagă-te pentru noi! Sfintelor Perpetua și Felicitas, rugați-vă pentru noi! Sfinte Augustine, roagă-te pentru noi! Sfinte Ciprian, roagă-te pentru noi!
Sfinte Atanasiu, roagă-te pentru noi. Sfinte Ambroziu, roagă-te pentru noi. Sfinte Benedict, roagă-te pentru noi. Sfinte Părinte Francisc, roagă-te pentru noi. Sfântă Clara, roagă-te pentru noi. Sfinte Bonaventura, roagă-te pentru noi. Sfinte Antoane de Padova, roagă-te pentru noi. Fericite Ioane Dun Scot, roagă-te pentru noi. Sfinte Dominic, roagă-te pentru noi. Sfântă Ecaterina de Siena, roagă-te pentru noi. Sfinte Ignațiu de Loyola, roagă-te pentru noi. Sfinte Ioane Maria Vianney, roagă-te pentru noi. Sfinte Iosife de Copertino, roagă-te pentru noi. Sfinte Maximilian Maria Kolbe, roagă-te pentru noi. Sfinte Ioan Paul al II-lea, roagă-te pentru noi. Sfântă Tereza de Calcuta, roagă-te pentru noi. Fericite Ieremia, roagă-te pentru noi. Fericite Anton Durcovici, roagă-te pentru noi. Fericite Vladimir Ghica, roagă-te pentru noi. Fericită Veronica Anetal, roagă-te pentru noi. Sfinte Alexandru, roagă-te pentru noi. Sfinților Cosma și Damian, rugați-vă pentru noi. Sfinte Emanuel, roagă-te pentru noi. Sfinte Iulian, roagă-te pentru noi. Sfinte Narcis, roagă-te pentru noi. Sfinte Leonard, roagă-te pentru noi. Toți sfinții și sfintele ordinului Serafic, rugați-vă pentru noi. Toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi. Fii milostiv, mântuiește-ne, Doamne, de orice rău. Mântuiește-ne, Doamne, de orice păcat. Mântuiește-ne, Doamne, de moartea cea veșnică. Mântuiește-ne, Doamne, prin întruparea Ta. Mântuiește-ne, Doamne, prin moartea și învierea Ta. Mântuiește-ne, Doamne, prin trimiterea Duhului Sfânt. Mântuiește-ne, Doamne, noi păcătoși. Ca să binevoiești a cârmui și a păstra biserica Ta sfântă, te rugăm, ascultă-ne.
acasă, binevoiește a păstra în sfântă credință pe Sfântul nostru Părinte și toate treptele bisericești. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiește a ne întări și a ne păstra pe noi înșine în slujba ta cea sfântă. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiește a binecuvânta pe aceștia aleși ai tăi. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiește a binecuvânta și a sfinți pe aceștia aleși ai tăi. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiește a binecuvânta, a sfinți și a consacra pe aceștia aleși ai tăi. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel viu, te rugăm, ascultă-ne! Hristoase, auzi-ne! Hristoase, auzi-ne! Hristoase, ascultă-ne! Hristoase, ascultă-ne! Doamne Dumnezeule, ascultă cu bunătate rugăciunile noastre, pentru ca ajutorul Tău să fie mereu prezent în ceea ce vom săvârși prin puterea ce ni s-a încredințat. Sfințește cu binecuvântarea Ta pe aceia pe care îi credem vrednici după știința noastră să săvârșească cele sfinte, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Ridicați-vă. Dragi ascultători, suntem în transmisiune directă, continuă Sfânta Liturghie de hirotonire într-un diaconat. Tocmai a avut loc gestul impunerii mâinilor din partea episcopului preasfințitului Iosif Pauleț, un gest realizat în tăcere. Urmează rugăciunea de hirotonire, candidații vor îngenunchea. Te rugăm, fii alături de noi, Dumnezeule atotputernic, izvorul harurilor, care împarți rangurile și orânduirile, îndatoririle fiecăruia. Tu rămâi mereu același, în timp ce toate le reînnoiești și în providența ta veșnică toate le orânduiești. Prin cuvântul, puterea și înțelepciunea ta, care este însuși Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos,
împlinești în timp planul tău veșnic de iubire. Tu faci să crească și să se dezvolte ca un nou templu trupul lui Hristos, care este biserica sa, împodobită cu felurite haruri cerești, în aleasă comuniune a membrilor ei, unită de Duhul Sfânt printr-o alcătuire minunată. Tu ai rânduit 3 trepte de slujitori înzestrați cu daruri sfinte ca să slujească numelui tău. Așa cum dintr-un început i-ai ales pe fiii lui Levi ca să slujească în cortul cel dintâi. Astfel, la începuturile bisericii tale, apostolii fiului tău, călăuziți de Duhul Sfânt, au ales 7 bărbați cu nume bun ca să-i ajute în slujirea zilnică, pentru ca ei să se poată ocupa mai intens cu rugăciunea și cu predicarea cuvântului. După ce s-au rugat și au impus mâinile asupra lor, le-au încredințat misiunea de a sluji la mese. Iar acum, Doamne, privește cu milă și asupra acestor slujitori ai tăi, pe care îi consacrăm diaconi ca să slujească la altarele tale sfinte. Trimite asupra lor, te rugăm, Doamne, pe Duhul Sfânt, prin care să fie întăriți cu cele 7 daruri ale Duhului tău, ca să-și poată îndeplini cu fidelitate lucrarea lor de slujire. Să prisosească în ei orice fel de virtute evanghelică, iubirea fără prefăcătorie, grija față de cei săraci și suferinți, autoritatea umilă, curăția și nevinovăția, respectarea disciplinei spirituale. Să strălucească în moravurile lor poruncile tale, astfel încât exemplul vieții lor să îndemne poporul tău sfânt să-l urmeze, încurajați de conștiința datoriei împlinite, să rămână tari și statornici în Hristos și mergând pe urmele fiului tău, care n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească, să se învrednicească a domni împreună cu el în ceruri. El care împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Noi diaconi vor îmbrăca acum veșmintele specifice slujirii diaconale stola și talmatica. Thank you.
Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit, și ia aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție! Și cu Duhul tău! Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit, și ia aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție! Și cu Duhul tău! Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit, și ia aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție! Și cu Duhul tău! Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit, și ia aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție! Și cu Duhul tău! Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit, și ia aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție! Și cu Duhul tău! Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit, și ia aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție! Și cu Duhul tău! Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și a de la dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților
și viața veacului ce va veni. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să-i gândească, Domnul, jertfa de mâinile tale, să-i
Primește, Doamne, darurile pe care ți le aducem și înflăcărează inimile noastre cu iubirea ta, ca să celebrăm cu vrednicie misterul crucii, care a însemnat sufletul și trupul Sfântului nostru Părinte Francisc, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Hristos Domnul nostru. Tu l-ai înălțat pe Sfântul Francisc pe căile cele mai înalte ale sărăciei și ale umilinței, la culmea desăvârșirii evanghelice. L-ai aprins de focul serafic pentru a te preamări cu bucuria nespusă a sufletului său și însemnat cu sfintele răni. L-ai arătat lumii ca o copie fidelă a lui Hristos, cel răstignit Domnul nostru. Prin el se bucură îngerii, ți se închină veșnic înaintea feței tale. La cântul lor, fă, Doamne, să se unească și glasurile noastre smerite în imnul de laudă. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt,
însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul tău pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale, și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu Sfântul nostru Părinte Francis și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim totdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie de folos lumii întregi spre pace și mântuire. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta în drumul ei pe acest pământ, împreună cu slujitorul tău, Papa nostru Francisc, și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul răscumpărat de tine. Fii alături de frații noștri primiți astăzi în ordinul diaconatului în slujirea lor. Fă-i adevărați imitatori ai lui Hristos în slujirea trupului său care este biserica. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care i-a adunat-o în fața ta. Întoarce-i la tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei,
prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Conștienți și mândri că formăm împreună familia copiilor lui Dumnezeu, mândri de demnitatea de fii ai lui Dumnezeu primită la botez, ne unim acum glasurile și spunem împreună cea mai frumoasă rugăciune, aceea pe care ne-a învățat-o însuși Iisus, prezent în mijlocul nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a Ta pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește a-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela
care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperimântul meu, dar spune numai în cuvânt și se va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos. Ne aflăm, dragi ascultători, la momentul distribuirii Sfintei Împărtășanii și vă invităm ca împreună să facem și noi împărtășania spirituală. O Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru, Tu ai chemat pe oameni la Tine pentru a-i mântui și pentru a le împărți binefacerile Tale divine. Vin și eu, plin de păcate și de greșeli, pentru a mă învrednici de iertare și pentru a implora harul Tău. Ajută-mă să fac bine și cu evlavie această împărtășanie spirituală, ca să mă învrednicesc de binecuvântarea și darurile tale, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Yeah.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, fă ca și noi să ne împărtășim cu roadele pe care Sfântul Francisc de Asizi le-a scos din această masă cerească prin Hristos Domnul nostru. Mare este această taină, cine poate să o înțeleagă? Preasfințite, în numele provinciei franciscane Sfântul Iosif din România, vă mulțumim pentru că astăzi, 4 octombrie, în solemnitatea Sfântului Francisc de Asizi, ați lăsat ca din mâinile Sfinției voastre consacrate cu plinătatea preoției să picure har peste acești tineri. Iar atunci când v-ați impus și mâinile, i-ați consacrat ca diaconi. Vă mulțumim și ne rugăm ca Dumnezeu să vă țină în viață, să vă țină în pace și neclintit în credință. Mulțumim diaconilor care au fost hirotoniți la această sfântă liturghie. De obicei se transmite un mesaj, o urare cu această ocazie. Urarea cred că v-a transmis-o deja biserica atunci când Preasfințitul, înmânându-vă cartea Evangheliilor, a spus: primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Și a continuat: ia aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Cred că o urare mai atot cuprinzătoare decât aceasta nu poate să fie. Vă doresc să fiți într-adevăr crainici ai lui Dumnezeu, să fiți diaconi, nimic altceva, deoarece aceasta este slujirea pentru care v-ați pregătit. Și vă mulțumesc, dragi diaconi, că ați acceptat chemarea lui Dumnezeu și astăzi ați dat un răspuns concret în fața noastră, în fața bisericii, devenind ceea ce ați fost aleși să fiți. Mulțumim, dragi părinți, ai acestor diaconi, mulțumim pentru că ați dat viață, ați zămislit ființe atât de minunate pe care, iată, le-ați dăruit bisericii, iar biserica, după promisiunea lui Hristos, nu va întârzia să vă răsplătească, spune Mântuitorul, veți primi har peste har, veți primi frați, veți primi copii, iar acești copii cred că vor fi tot cei care vor intra în biserică, vor intra în viața mântuirii prin botezul pe care acești copii ai dumneavoastră, acești de acum bărbați aleși, diaconi, îi vor boteza pe cei pe care mai târziu, sperăm la anul, îi vor împăca prin taina preoției, îi vor împăca, îi vor readuce la pacea lui Hristos prin Sfânta Spovadă și prin celebrarea tuturor celorlalte sacramente vor fi nu numai readuși la viață, vor fi și copiii dumneavoastră. Mulțumim formatorilor și profesorilor, părinți la fel ca și cei amintiți mai înainte, cei care în toți acești ani nenumărați au încercat cu slujirea care le-a fost încredințată să vă zămislească la această viață,
la această carismă franciscană, la acest minister pe care l-ați primit astăzi. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare dintre voi. Mulțumesc parohilor și vicarilor care, prin cuvânt și faptă, au încercat și au făcut tot posibilul și se vede că au reușit ca să intrați și voi în via Domnului, pentru ca împreună să ducem vestea cea bună a lui Hristos peste tot. Trimițând părintelui general, părintelui Carlos Alberto Trovarelle, ministrul nostru general, invitația de a participa, nu a reușit să vină, dar a trimis un salut pe care îl prezint acum, îl traduc. Cucernice părinte Damian și confrați toți, sunt bucuros să mă unesc spiritual bucuriei voastre cu ocazia hirotonirii diaconale a celor 6 confrați ai noștri. Am primit invitația voastră cu bucurie și aș vrea să mă adresez noilor diaconi, felicitările pentru un apostolat proficu prin slujirea cuvântului și a carității în biserică. Dragi confrați, Sfântul Francis Diacon să mijlocească pentru voi, pentru ca să puteți fi ca el ascultători atenți ai cuvântului lui Dumnezeu și martori plini de bucurie ai celui preanalt. Adresez o felicitare deosebită și familiarilor celor sărbătoriți și tuturor celor care vor lua parte la această celebrare solemnă. Mulțumim și domnului deputat Leoreanu, domnului primar, știți bine, domnule deputat, înainte să fiți la București, ați fost la Roman primar, și aceasta este nu numai intrarea în oraș, în orașul Roman, dar este și casa orașului. Este casa dumneavoastră, este casa domnului primar și a întregului oraș. Și vă mulțumim pentru răspunsurile pozitive pe care le dați numeroaselor cerințe pe care și această instituție sau aceste instituții le fac ori de câte ori au nevoie la primărie. Și mulțumim întregului oraș pentru că cunosc această casă, o frecventează, nu numai pentru cele spirituale, dar și pentru activitățile intelectuale academice care aici se desfășoară. Punct de referință cunoaștem cu toții pentru întregul oraș. Vă mulțumim mult! Mulțumim Ercis Media. Este, spuneam și înainte în interviul pe care l-am dat înainte de această sfântă liturghie, este de acum parte din familia noastră, este prezentă totdeauna, iar prin acest instrument modern, prin acest instrument frumos al radioului, transmit Evanghelia, vestea cea bună și această bucurie a noastră tuturor celor care intră pe acest post. Vă mulțumim și Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim corului, părintelui Cristian, care a dirijat acest cor. Vă mulțumim pentru că ne îmbucurați cu cântările dumneavoastră. Nici o liturghie fără cântare. Spunea o altă vorbă, altceva, dar cred că este valabil și pentru noi. Dacă o slujbă nu are parte de cântare, este săracă, este ca o văduvă. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim și administrației, pentru că vedeți toată această lucrare, și seminariștilor care s-au ocupat să aranjeze acest spațiu și nu numai. S-au implicat foarte mult, vă mulțumim tuturor și Domnul să vă binecuvânteze. Iar la sfârșit, înainte de Sfânta Liturghie, am primit o poezie proaspăt scrisă, încă este caldă, scrisă de părintele Iosifa Giurgioai, este pe aici, aș vrea să închei cu ultimele două strofe și îi mulțumim părintelui. Tu, diacon cucernic, plin de zel, pe Tatăl veșnic îl implori, ca acești 6 diaconi model să te urmeze în câmpul plin de flori.
Pentru noi toți e azi o zi măriață. Diaconia cerească mult har și sănătate pentru viață, ca binele în toate să sporească. Lăudat să fie Iisus și Maria! Iar acum să-i aplaudăm pe acești sărbătoriți. Înainte de binecuvântarea finală, un cuvânt foarte scurt, mă adresez vouă, în primul rând, diaconii nou sfințiți, pentru a completa la gândurile frumoase pe care vi le-am dat în cadrul predicii și urarea aceasta să aveți parte și Dumnezeu să vă ajute să aveți o diaconie slujire, adică cu folos și cu spor în via Domnului și să continuați pregătirea voastră cu aceeași sârguință pentru următoarea treaptă a preoției și, cum spuneam, dacă vreunul pune ochiul pe vreunul Dumnezeu ca să ajungă și episcop, Dumnezeu să vă ajute și o să-l ajute. Vă doresc vouă așadar o diaconie rodnică în via Domnului. Îi felicit și eu pe părinții voștri, pe cei dragi ai voștri, părinții paru și vicari care v-au însoțit pe drumul acesta până în ziua frumoasă de astăzi și vă vor ajuta în continuare și vă asigur și eu și noi toți ceilalți de rugăciunile noastre. Uniți în rugăciune să aducem roade bogate în via Domnului și în lumea în care trăim astăzi, pentru a o face mai bună, mai caritabilă, mai fraternă, trăind cu adevărat iubirea, esența religiei noastre creștine. Vă doresc tuturor, dar mai întâi vreau să mai și mulțumesc, profit de această ocazie, întregii familii franciscane pentru aportul, rodul bogat pe care îl aduc în via Domnului, în dieceza noastră de Iași, și în toată țara, pentru că sunt veniți de peste tot acum, cred. Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare, iar patronul drag, Sfântul Francisc, să vă ocrotească. Tuturor vă doresc o după-amiază frumoasă, poftă bună la masa de prânz și să ne revedem și cu alte ocazii frumoase pentru a-L lăuda și preamări pe Dumnezeu. Binecuvântarea pe care vă dau acum să vă însoțească mereu în timpul zilei și în toată viața dumneavoastră. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu care va chema să-i slujiți pe oameni în biserica sa, să vă dăruiască un mare zel față de toți, mai ales față de cei suferinți și săraci. El care v-a dăruit misiunea de a predica Evanghelia lui Hristos, să vă ajute ca trăind după cuvântul Său, să fiți martorii Lui sinceri și plini de zel. El care v-a făcut împărțitorii tainelor sale, să vă dea harul de a fi imitatorii Fiului Său Iisus Hristos, iar în lume slujitorii unității, ai iubirii și ai păcii. Amin. Și pe voi toți care sunteți aici de față, să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Thank you.
Promisă lui Israel.